Tot mai mulți suceveni au fost păcăliți în ultima perioadă cu bagnote, suvenir sau specimen. Poliția județeană Suceava solicită celor care doresc să achiziționeze valută să o facă doar de la casele de schimb valutar. Serviciul de investigare a criminalității economice Suceava a organizat o acțiune punctuală, fiind verificate 13 unități de rulare a valorilor monetare, în cadrul cărei au fost constatate 3 infracțiuni și au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 25.500 de lei. Poliția județeană Suceava a remarcat un trend infracțional descendent în ceea ce privește infracțiunile de înșelăciune, cetățenii devenind mult mai responsabili, în special în referire la abordările prin metoda accidentul. Dar în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea unor cetățeni privind activități de schimb valutar sau plăți făcute cu bagnote specimen sau suvenir, acestea neavând valoare monetară. Bancnotele inscripționate specimen au această mențiune înscrisă vizibil pe avers și pe revers, pe diagonală, de obicei cu cerneală roșie, fiind folosite de instituții precum băncile centrale sau Interpol pentru informare sau ca referință în expertize. Bagnotele inscripționate cu mențiunea specimen prezintă caracteristicile celor autentice, dar nu au putere circulatorie și sunt fără valoare, neputând fi acceptate nicăieri în plăți, arată Poliția Suceava. Astfel, mai mulți cetățeni, în special din mediul rural, au sesizat faptul că au primit de la diverse persoane în schimbul prestării unor servicii, vânzării unor bunuri sau derulării unor activități de schimb valutar, bagnote cu inscripție în limba ucrainiană, suvenir nu este mijloc de plată. Pentru prevenirea și combaterea acestor fapte, la data de 6 septembrie, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Suceava a organizat o acțiune punctuală, fiind verificate 13 unități de rulare a valorilor monetare, în cadrul căreia au fost constatate 3 infracțiuni și au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 25.500 de lei. Poliția județeană Suceava arată că în scopul prevenirii infracțiunilor de înșelăciune, prin astfel de metode, recomandă sucevenilor să nu se încreadă în binevoitori și să nu cumpere valută de la persoane neautorizate, menționând că infractorii acționează de regulă la câțiva metri de un birou de schimb valutar sau casă de amanet.